Litoralul românesc, cândva cea mai populară destinație de vacanță pentru români. Astăzi, lăsat în umbră de țări mai spectaculoase precum Grecia, Croația, Cipru sau chiar Bulgaria. Toate astea încă e departe de a fi pustiu pe timp de vară și încă reprezintă o opțiune pentru foarte multă lume. Așadar, n-am putut să nu ne întrebăm, mai merită să vii în vacanță pe litoralul românesc? Deși obișnuiam să venim aici în copilărie, chiar și pe noi ne-au cucerit destinațiile de la Mediterană cu peisaje mult mai frumoase și servicii mult mai bune, astfel încât motivul care ne-a adus aici din nou după 5 ani a fost Beach Please și ne vom folosi de acest prilej ca să comparăm cu ceea ce am văzut în acești 5 ani prin afară. Astfel că vom analiza variante de cazare, variante de mâncare, ce poți să faci când nu stai la plajă și care este viața de noapte într-una dintre cele mai populare stațiuni de la noi de pe litoral, Eforie Nord. Așadar, îți planifici vacanța și primul lucru pe care îl faci este să cauți o cazare. Iar ca să ne facem o idee despre ceea ce găsim în Eforie Nord, haideți să vă prezentăm cazarea noastră. Se numește Hotel Vigo și se află într-o poziție excelentă pentru că faci aproximativ 5 minute până la plajă. Dispune de tot felul de facilități. Ai aer condiționat, ceea ce mie mi se pare cel mai important. Fion, o baie destul de spațioasă, patul mare. Eu zic că oferă niște condiții destul de bune și pe lângă asta avem și un mic dejun destul de variat care oferă mai multe variante de mâncare, de la mâncare caldă, la mezeluri, la chestii dulci, fructe. Toate astea pentru prețul de 650 de lei pe noapte. În iulie la început, deci este chiar în plin sezon. Dar pe lângă zona de cazare, ar trebui să luăm în considerare și partea de restaurante, care, după cum știm, în zona de litoral de la noi e destul de controversată. Asta pentru că unele locuri au ridicat semne de întrebare în ceea ce privește curățenia din restaurante, dar și calitatea mâncării. Așa că haideți să vedem câteva locuri și să vedem și noi ce se mai schimbă pe litoral în materie de mâncare. Primul loc se numește Terasa cu Ancore, care, o să fiu sinceră cu voi, m-a atras cu decorul terasei propriu-zis, pentru că este inspirat din viața marină, având un perete plin cu lucruri legate de submarine, navigații și chestii de genul ăsta. El se află la 500 de metri de plaja nouă din Eforie Nord, undeva la 5-6 minute de mers pe jos și deși nu este nici pe strada principală, nici în buza apei, este pe o străduță liniștită, unde cumva te poți bucura de loc în sine. Noi l-am ales pentru că are 4,4 din 2000 de review-uri și vrem să vedem ce are de oferit. Cam așa arată meniul și ce e foarte fain este că la început avem o poveste despre rom și cum a impactat el viața marinarilor. Aici sunt descrise mai multe tipuri de pește ce se găsesc la Marea Neagră, o parte dintre acestea și în meniu. Avem aici specialități ale casei care costă undeva între 35 și 70 de lei în funcție de ce îți iei, supe, salate, însă cel mai variat meniu este bineînțeles la pește, unde avem undeva la vreo 16 sortimente care variază de la 50 la 65 de lei, iar în ceea ce privește băuturile, o cafea este 12 lei, un suc cam tot atât, iar berea 12-13 lei. Și acum că a venit și mâncarea, hai să vă spunem și ce ne-am luat. Eu mi-am luat un piure, un șnițel, pentru că știți că nu-mi place peștele deloc, și o salată de varză și totalul este de 67 de lei. Iar vă duc și a luat o doradă la plită, care vine cu mujdei și cu mămăliguță și costă 65 de lei. Pe lângă asta mai avem un draft de bere și o cafea și hai să gustăm să vedem cum sunt totuși. Eu pe unde voi e bine făcut, nu știu cu ce aș putea da greș cu orice ar fi în farfuria asta, salata n-am să vă mint, am degustat-o deja, fie bună. Și minunăția asta, pentru cei care nu știți, asta este unul dintre felurile mele preferate. E foarte bun. Și în momentul adevărului, hai să vedem și cum e peștele, o să-l iau cu puțin mujdei. Bun, chiar bun. Tocmai am plătit și nota, ne-a ajuns totul 160 de lei, mâncarea a fost bună, însă produsele sunt congelate în mare parte, ne-ar fi plăcut dacă ar fi fost proaspete, însă în continuare este un loc unde puteți veni cu mare încredere.
Cel de-al doilea loc pe care l-am testat și analizat este la polul opus și asta pentru că vorbim de autoservirea Cristal, unde am venit mai mult de nostalgie. Dar am fost surprins să aflăm că mâncarea e la fel de gustoasă cum ne aminteam, cozile la fel de lungi în jurul prânzului și servirea la fel de haotică. Cu toate astea, aici am lăsat 56 de lei pentru o ciorbă de legume, o porție de ouă țărănești cu mămăliguță și telemea, o salată de roșii și o apă plată. Dar pentru că nu putem să ne bazăm în totalitate pe restaurante atunci când vine vorba de un sejur la mare, am decis să aruncăm o privire și în magazinele pe care le găsim în stațiune și asta pentru că înainte eram obișnuiți ca prețurile să fie mari, în general, atunci când vin la mare. Dar, de când au apărut lanțurile de hipermarketuri, părerea mea este că piața s-a mai reglat. Și asta pentru că, într-adevăr, au fost magazine în care am găsit apă la 5 litri cu 12 lei, dar au fost și magazine în care am găsit o bere cu 5 lei, un suc 15 lei, sincer nu am mai băut de mult suc și nu știu exact dacă ăsta este un preț corect sau nu, spuneți-mi voi în comentarii, dar am găsit și, nu știu, chipsuri la 6-7 lei, adică dacă vrei să găsești o soluție, citește un pic review-urile de pe Google Maps și s-ar putea să o găsești mai ușor decât ai crede. Și nu uita de regula de aur, cu cât este mai aproape magazinul de plajă, cu atât este mai scump. Dar mai departe de magazine ai și varianta de a mânca mâncare stradală, preponderent shawarma, pentru că asta găsești la noi și poți să te aștepți să dai undeva între 35 și 45 de lei în funcție de cât de mare este porția și dacă e la lipie sau la farfurie, iar dacă vrei un porumb fiert poți să dai între 7 și 10 lei. În ceea ce privește plajele, nu putem pune la îndoială faptul că nu se compară cu priveliștile pe care le vei găsi la Marea Mediterană, însă hai să ne legăm de aspectul pragmatic al acestora. Majoritatea sunt organizate și vei găsi șezlonguri cu prețuri între 30 și 60 de lei, în funcție de rândul unde stai și beach club-ul care le deține, iar zona pentru prosoape este deseori destul de limitată, așadar devine destul de aglomerată, ceea ce deja mi se pare un minus destul de mare față de alte țări precum Grecia sau Cipru, unde aceasta ocupă o zonă mult mai mare decât șezlongurile. Ba mai mult, în anumite zone din Grecia, șezlongul este chiar gratuit în baza unei consumații de la bar, iar că tot am ajuns la acest capitol, haide să vorbim despre ce prețuri găsim pe aici, în Efurie Nord. Noi am văzut că o bere costă în jur de 90 lei, o apă plată 10 lei, iar un suc cam tot pe acolo. Ai putea zice că prețurile sunt destul de ok, însă cred că în anumite zone precum Mamaia, unde găsești beach club-uri, mai pe zona de luxury, s-ar putea să te coste ceva mai mult. Bănui că un cocktail este undeva la 50 de lei. Dacă știți voi și ați fost acolo, lăsați-ne în comentarii niște prețuri să afle și ceilalți. În cazul în care ești în căutare de niște adrenalină, bineînțeles că vei găsi și sporturi nautice, cum ar fi o plimbare cu skijetul de 10 minute pentru suma modică de 200 de lei sau, de exemplu, dacă vrei să te dai cu hidrobicicleta, vei da 70 de lei. Sincer, mi se pare extrem de mari prețurile, mai ales că în Grecia am făcut o plimbare cu barca pe care dai în jur de 150-200 de euro, iar în 6 persoane a ajuns să dai undeva la 30-40 de euro per total, adică același preț pe care îl dai la skijet 10 minute, numai că barca o ai toată ziua. Iar încă un exemplu ar fi în Corfu, unde o sesiune de parasailing de 30 de minute, nu 10, costa doar 50 de euro de persoană. Așadar, ca să concluzionăm, cam cât ar costa o zi la plajă, dacă vrei să stai la șezlong, să faci și o consumație la bar, eventual să faci și ceva sporturi nautice, poți să te aștepți să dai undeva între 200 și 600 de lei. Puneți voi în comentarii, e mult sau puțin? Dar cu toate astea sunt și câteva plusuri. În primul rând am observat un progres destul de mare în ceea ce privește curățenia, pentru că în trecut plajele la noi erau destul de murdare, găseai foarte multe chiștoace și ambalaje. Acum aș putea spune că nu mai este cazul, cel puțin din ce am văzut aici în Efurie Nord. Retrag ce am spus, pentru că ne-am apropiat mai tare de mal și a început să apară și mizeria. Uitați puțin peturile și sticlele pe aici, iar dacă ne uităm puțin pe jos, o să vedem și o grămadă de chiștoace, exact cu ceea ce eram obișnuit și înainte de altfel. Cred că ceea ce ar trebui să înțelegem este că această mizerie este făcută de noi până la urmă și dacă nu suntem responsabili să ne strângem gunoiul, nu putem avea nicio pretenție de la cei care lucrează aici pe plaje să facă curățenie constant și să stea să caute prin nisip toate chiștoacele pe care le aruncăm. Așadar, cred că ar trebui să facem o schimbare în acest sens, pentru că dacă mergem în afară și putem să păstrăm curățenia, clar putem și aici. Dar o chestie peste care nu pot să trec și m-a enervat din totdeauna este muzica dată mult prea
tare, peste tot pe unde mergi, adică oriunde vezi un beach club, va fi și muzica tare, iar plaja mi se pare că este un loc unde vrei să mai cauți și niște liniște, iar pe litoralul românesc nu prea ai opțiuni unde să găsești așa ceva dacă vrei și o plajă organizată unde să ai parte de niște facilități. Pentru că nu poți sta toată ziua la plajă din cauza temperaturilor care devin din ce în ce mai ridicate de la un an la altul, probabil vei căuta și activități pe care să le faci în afara timpului pe care îl petreci acolo. Așadar, ai putea să încerci să faci o plimbare, pentru că există o promenadă destul de mare în apropierea plajei. Trotuarul este destul de lat, ai chiar și o pistă de biciclete, însă am văzut că nu prea este folosită. Problema cea mare la această promenadă este că vei împărți spațiul cu mașinile, iar traficul poate fi destul de intens, așadar aerul pe care vei respira va fi încărcat de noxe. Iar dacă încerci să mergi undeva mai departe, să zicem printre clădiri sau în niște zone mai retrase, trotuarele devin practic inexistente pentru că au devenit spații de parcare. Dar să zicem că ești cu mașina și vrei să te deplasezi în anumite puncte. Ce mai poți face este să mergi la teatrul de vară, unde sunt atât spectacole de muzică, cât și de teatru, ba chiar și proiecții de filme, sau mai poți să mergi la acvaparcul din stațiune, pe care îl vei găsi și în alte stațiuni de pe litoral, precum Mamaia. O altă parte importantă atunci când ești în vacanță, în special la mare, este viața de noapte. Și deși am fi vrut să vă prezentăm în detaliu, fiind la Beach Please nu prea am apucat, așa că o să vă zicem ce am văzut din trecere. O bună parte a acestea se concentrează pe faleza de aici din stațiune, care printre multele locuri cu suveniruri, restaurante cu muzică live și terase, au și aceste mini parcuri tematice dedicate predominant copiilor, unde vei găsi atât mașinuțe tamponate unde te poți da cu 15 lei, dar și caruse cu Mickey Mouse pentru copii, unde îl poți da pentru 3 minute cu doar 10 lei. Bineînțeles, în alte stațiuni sunt și ceva mai mari, unde poți găsi mai multe atracții și pentru copii mai mici, dar și pentru copii mai mari ca noi. Cu toate astea, Eforie Nord nu este neapărat cunoscută pentru viața de noapte și avem alte stațiuni la litoral, unde scena este mult mai bogată, cum ar fi Vama Veche, Costinești sau Maimaia. Așadar, dacă ești în căutare de distracție, probabil ar vrea să te orientezi către una dintre aceste stațiuni. Și am ajuns și la finalul videoclipului, așadar trebuie să răspundem la întrebarea: mai merită să mergi pe litoralul românesc în 2024? Ei bine, cred că depinde. Noi, care am fost în atâtea destinații, am concluzionat că preferăm în continuare albastru de la Mediterană, dar asta nu înseamnă că nu sunt persoane care preferă să fie într-un context ceva mai familiar și să nu se complice așa de mult cu drumurile către o altă țară. Se vede un progres clar în stațiuni, s-au dezvoltat foarte mult în ultima vreme, iar oportunitățile de a ajunge sunt mult mai mari. Însă, poate că și dezvoltarea asta ar trebui controlată puțin, pentru că pe alocuri pot deveni sufocante stațiunile, mai ales la ritmul în care se construiesc noi unități de casare. Raportat cu drumurile care au rămas nefăcute, cu locurile de parcare care sunt aproape inexistente, iar lumea, din lipsa unei alternative, a ajuns să parcheze pe trotuar, blocând foarte multe trotuare. Și deși ne-am așteptat de la autorități să facă în acest sens, până nu tragem noi un semnal de alarmă turiștii, să cerem și niște stațiuni care să fie dedicate oamenilor, care se poată să se plimbe și să aibă activități, nu o să se întâmple nimic, așadar poate atunci când mergem în vacanță sau dacă sunteți localnici aici în zonă, reușiți să faceți ceva și să transmiteți un mesaj. Dar, ca să încheiem într-o notă ceva mai pozitivă și ca să nu ne limităm doar la lucrurile care au fost negative, totuși, noi am mai venit aici pentru nostalgie. Am să fiu sinceră cu voi, în momentul în care am ajuns aici, chiar îi spuneam lui Vlăduț: uite, acolo mergeam când făceam nu știu ce, uite, acolo am fost când făceam nu știu ce, și tot îi povesteam cumva amintiri din copilărie. Sau, eventual, mai luam un porumb fiert, o porție de hamsi, ți se face poftă când îți aduci aminte de aceste chestii pe care nu le găsești neapărat în Grecia, poate în Turcia o fi. Uite, în Turcia nu am fost, poate o să o includem în lista noastră de destinații, dar haideți, ca să nu ne lungim, să încheiem acest videoclip, iar dacă v-a plăcut, nu uitați să-i dați un like, să ne dați subscribe și să apăsați clopoțelul de notificări ca să fiți la curent cu tot ceea ce postăm. Dați un share la acest videoclip cu prietenii și ne vedem data viitoare. Pe curând! Pa! Pa!